Un alt exemplu de familie frumoasă. Timpul trece, dar dragostea lor rămâne neschimbată. Priviri îndrăgostite, gesturi frumoase și multă voie bună. Așa atmosferă găsești în casa familiei Mârzenco, care de mai bine de 33 de ani merg în unison cu aceleași viziuni și valori prin viață. Frumoasă și acum, la fel ca în ziua când Anatol Mârzenco și-a întâlnit viitoarea soție, Vasilisa. Deși el nu credea în dragoste la prima vedere, păi uite că tocmai asta i s-a întâmplat. Atunci am văzut-o, într-adevăr am văzut-o, parcă era o eroină dintr-un film. Într-o rochiță albă cu buline, cu așa scurtișoară, m-a uitat, băi, zic, știu unde s-a luat ilinga asta. Adică eu cum am văzut-o deodată când a intrat poartă, zic, băi, zic, asta mă tinca să fie mie. S-au plăcut din prima, apoi a urmat un an plin de dragoste. Cererea în căsătorie a venit spontan, pentru că așa a simțit inima și sufletul lui Anatol Mârzenco. Așa a zis, parcă ceva, vrei să mergem să mâncăm undeva. Nu vrei să ne căsătorim. Tu ce faci? Deci, te căsătorești cu mine. Deci, vreau. Anii trec, se duc, anii se grăbesc, iar eu te mai iubesc. Pentru mine ești, pentru mine ești prima dragoste, ești prima dragoste, ești primul meu sărut. Ambii sfioși pe atunci. Niciunul dintre ei nu știa cum să reacționeze, dar totodată erau la fel de hotărâți că își doresc să-și lege destinele. E deodată zic, glumești? Dar nu glumesc, eu singur încă zic. A rămas șocat de ce-am întrebarea ce-am spus. Nu există o cheie fermecată sau o magie oarecare ca să îți construiești o relație durabilă și să păstreze pasiunea acesteia. E vorba de multă muncă și înțelepciune în spatele ei. Ascult de sfaturile ei, nu că de multe ori, dar permanent, atunci și îmi fac concluzia. Ea a spus așa, eu am gândit, dar de și așa. Și atunci eu mă uit, înseamnă că ea are dreptate. Sinceritatea dragostei acestui cuplu se simte prin atmosfera caldă din case, dar și prin declarațiile lui Anatol, care te fac să lăcrimezi. Mă gândeam așa, că zic, dacă aș mai trăi viața încă o dată de la început, sincer vă spun, nu știu, poate mulți spun că eu aș face altfel, dar eu aș căuta să mă întâlnesc încă o dată. În familia lor, cu adevărat se servează dragostea în fiecare zi, deoarece sunt de nedespărțit. Eu știu că am un suflet alături de mine care mă înțelege și care pot, într-adevăr, să mă las în nădejde ei. Nu am ezitat să le cerem și niște sfaturi, pentru că ți le pot da doar acei care cu adevărat au trecut prin încercările vieții. E foarte simplu dacă se înțeleg unii pe altul, se ascultă, se aud. Dacă nu iubești, dacă nu iubești, dacă nu iubești, pentru ce trăiești, pentru ce